Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet. Seara. Salut, Abel. Mă bucur mult să vă revăd. Doamne ajută. A trecut ceva timp. Numele meu este Abel. Da. Mi-am descoperit înclinația și pasiunea pentru magie la vârsta de 6 ani. Chiar și acum, după 32 de ani, încă descoper lucruri incredibile pe care le pot face cu imaginația și abia aștept să vă arăt. Ia! Sunt fier pe magie! Mentalist sau magician? Nu mai știu. Până la urmă, tot de ramură aia face parte. Tot de ramură. Să nu te bazezi foarte mult pe noi. Ba da, pe mine, eu sunt ok, mie îmi place. E singurul capabil. Mie îmi place magia, trebuie să recunosc. Mă fascinează, mai ales dacă nu știu cum e făcută, mă intrigă și zic, păi, acum a făcut bravo lui. În pachetele de cărți de joc, scoate marfa. Câteodată găsim cărți albe. Și am zis, mă bag cu tine în jocul ăsta. Și am venit cu niște cărți albe. Vreau și una. Albe, albă, alb. Vrei una? Sunt atent. Te rog. Da, o păstrez. Pentru tine, poți să o păstrezi. Haideți să vă arăt cum arăta, de fapt, un spate de carte. Se numesc cărți Bicycle, este cel mai popular model. Am. Preferatul magicienilor. Atenție! Cu puțină imaginație. Cartea devine reală. Uite, bă! Bă! Haideți să încercăm și cu o carte de joc. Wow. Ia, fă-o și pe față. Așa arată cărțile pe față, le știți cu toții? Da. Uite cum facem. Mai bine facem la întâmplare. O să te rog să dai tu așa cu degetul și să te oprești unde vrei. În ce direcție vrei tu? Gata. Acolo? Da, da. Ok. Ia să vedem. M-am oprit la 10 de pică. 10 de neagră. Hai să încercăm, atenție. Ia. Ia. Ba, tine, tipărește. Nu te cred. Mă, tu ai print acolo, e... Dacă sunteți atenți, o să observați, 10-ul ăsta este în oglindă, pentru că au stat față în față. Puteți să faceți este un 10 invers. Da, acum faceți. Acum observ. Da? Haide, mi-a venit o idee, ia să încercăm ceva. Dacă o să editez poza rapid și o întorc pe telefon în oglindă. Ce aplicație e asta, așa? Mă, dacă mai facem o dată, este doar galeria. Aha. Okay. Eu mă duc acasă. Mă duc acasă, gata, nici nu mai intru. Acum? Ar trebui să iasă normal. Da, mă, băi. Incredibil. Da, mă, păi. Facem, mă, schemele astea. Ne-a prostit ca pe poș. Ne-a arătat niște cărți albe care am crezut noi că sunt albe, dar cred că nu erau albe. Că asta e iluzia. El îți arată că sunt albe, dar cred că nu sunt albe. Aia cu printatul cărții mi s-a părut tare. Dar nu știu ce a printat, n-a printat, le-a lipit, le-a... De unde le scotea aia, era clar o chestie de... Păi și mie poza lui Bordea. Nu, 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 lasă-l pe Bordea. Să încercăm ceva mai extra de atât. De pentru mine, deci să am și-o două. Ok. Dacă iau spatele de aici... Da. Zecele invers de aici... Da. Și nu-ți spune că apar am... No. Sigur. Ia să vedem. Ia. Liniște. Un moment. Băi... E grav. Du-te, bă! Gata, mă, e scanner, ai dreptate. Dar nu e scanner, e imprimantă, mă. Imprimantă, bravo, mă. Că scannerul copiază aici. Eu prost. Imprimantă, vezi? Eu am crezut că are un xerox acolo, are... De telefon, de aplicație? Nu, era de mânuțăraie. Cu mâinile faci treaba, Carmen. Cu mâinile. Să ne mai jucăm puțin, să încercăm așa... Un colț? Băi, ce... Ei, da, ce... Pare că... Ce să mai încerc? Uite așa. Ia. Te mușcă. Mă, ce... Dacă... Atenție. Ah, cât rău aș face dacă aș fi elevul tău. Hey, ai murdărit-o. A sărit. Mai încercăm asta o dată. Nu te bă, să aștept. Da, o să învârt și mai tare. Așa, ia să vedem. Suflă. Suflă în ea. Mamă. Băi, mi-a amețit. E... Ce era? Pa, mă, e decar de pică. Pac, l-a făcut pe decar. Dar vezi că e invers, l-a făcut și invers. L-a făcut tremurat, l-a făcut în margine, l-a făcut doar o parte. E șmecherie, mi-a plăcut. Bravo, mă, nene, ce să zic, e... Sensational. Delia, este așa să oară când vin pe scena Ai Umor. Și nu am avut ocazia să fac ceva doar pentru tine. Te rog frumos, vii pe scenă. Se pucu. Trebuie să trec pe cercul ăla? Nu. Mamă, ar fi ceva. Bravo, Delia, du-te. Face ceva pentru tine.
A, nu le-ai luat chiar pe toate. Nu, mă, nu ți le dau ție. Dar de ce au fost toate cu 10? Asta îmi place cel mai mult. I-am tras. Am să te rog să vii aici în fața mea atunci. Abel. Trebuie să ți le dăm înapoi? Aș vrea să le am ca amintire, le vând mai târziu pe eBay. Oprez doar una. Da, ia. Chiar trebuie să te uiți la el dacă ești curioasă. Este un cerc. Este un cerc. Evident, este complet, nu are magnet, nu are nimic special. Ăla e un cerc. Eu de la distanță zic că e pătrat. Băi, știu. Da. Puteți să faceți în așa fel, domnul meu, dacă tot sunteți magician, ca să-și bage capul în cerc și să nu poată să mai scoată? Vom face și asta. Haideți să începem momentul. Este foarte important acum să ne relaxăm puțin. Delia, va trebui să stai tot timpul față în față cu mine. Te-a fost mai aproape puțin? Da. Perfect, îți mulțumesc. Acest moment va fi doar pentru tine. Știi din edițiile anterioare că nu sunt genul care să facă glume proaste sau să pun pe cineva într-o situație incomodă. Este important să știi asta, ok? Da. Pentru că în câteva momente o să te rog să închizi ochii și vreau să te simți în siguranță. Da. Să nu deschizi ochii dacă nu te rog eu. Dacă deschizi ochii, momentul de magie se spulberă și se termină atunci. Bine. Încercăm? Da. Ok. Ești confortabilă dacă te rog să mă ții de încheieturi? Da. Să nu iei ceasul. Ok, am vrut să fiu sigur. Te rog să lași mâinile pe lângă corp. Închid ochii acum sau? Ok, ține ochii închiși. Perfect. Te rog să ții ochii închiși orice ar fi. Dar o să fiu foarte curioasă de ce râd. Să nu râdă nimeni, că dacă ei râd, eu o să deschid cât un... Deschide ochii. Ok. Am vrut să te obișnuiești. Da. Deci asta e tot. Închizi ochii, mă asculți. Deschid ochii. Magia se va întâmpla doar pentru tine. Cu toții ori să vadă ce se întâmplă și cum se întâmplă asta. Dar tu vei fi singura. Eu voi percepe altfel. Exact. Okay. Pentru mine va fi magic, pentru ei nu. Ei se vor hlizi, Perfect. Ține mânuțele așa, te rog. Ține mâinile în față. Ce-a fost aia? Tu tărăți, mă. Acum este momentul. Oh, cercul, am să mi-l pun aici pe cap. Bun. Acum este momentul să închizi ochii. Perfect. Ține închiși. Păi, ești nebun, levitează. Ce-a zis? Levitează. Nu, o să te rog să mă ții de încheieturi. Eu am voie să râd dacă-mi vine? Ok, tu ai voie, da. Dar ține-mă tare de încheieturi, dacă da? Dacă râd cu ochii închiși, e bine. O să-mi iau inelul, ține-mă. O să-mi iau inelul de pe cap. O să te ating cu el. O să mă ating cu el. O dată. De două ori. De două. Și la trei. Îți penetrează brațul. Penetrează? Și a rămas pe brațul. Da, deschide ochii. Uite-te. Wow. Mai. Ce? Da. Haideți să mai încercăm o dată. De data asta, te rog să ții mâna dreaptă pe cap. Încă o dată o să te rog să închizi ochii. Ochii. Da. Să nu îi deschizi. Nu. Cred că mă clatin ușor, dar nu știu de ce. Îmi place. Hai să simți cum te ating. O dată. De două. Și la trei. Poți să deschizi ochii. Nu lua mâna pe cap. Ține mâna pe cap. Da. Și uite-te, nu, ține mâna pe cap, te rog. L-am văzut. Vezi. L-ai văzut și l-ai simțit. Da. Dar nu-i pasă. Perfect. Perfect. Nu, mi se pare foarte tare. Da, aplauze! E foarte naiv. Mâna pe cap, așa. Dacă vin și îți ard una... Da, ce, de ce? De ce sunt naivă? Pentru că noi vedem cum se întâmplă. Nu, ai zis că sunt naivă, nu pot să mă mai concentrez dacă mergi. Da, mă, dar ai sufletul mare. O să te rog să întinzi brațul stâng. Așa. Cel mai bine o să te rog să-l pui pe șold. Să ții brațul pe șold. Brațul stâng pe șold. Am deschis ochii. Pune mâna pe șold, ține ochii închiși. Probabil că ai văzut ce s-a întâmplat deja. Nu, n-am văzut nimic, pe cuvântul meu. Dacă am văzut ceva, n-am văzut. Te-am văzut dar, pe tine. Dar ai simțit. Am simțit un... Ok, poți să deschizi ochii. Asta este. God, cu asta am vrut să vă arăt că dacă lumina ar fi fost stinsă și nici voi nu ați fi știut, ați fi fost sigur că am avut o înțelegere cu Delia. Corect. Așa că ați văzut cum se poate face în așa fel încât să percepem magia. Asta, vă mulțumesc foarte mult, Delia. Și a spus cuvântul în această seară. A fost fantastic. Eu n-am mai pățit așa ceva. Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet.